Dragi prieteni, noi suntem clasa de română, nivel avansat, și vă vom prezenta cum se sărbătorește Crăciunul în alte țări. Norvegia. Caprile și țapii făcuți din crengi și paie, care se utilizează ca decorație în timpul sărbătorii. Iarna fac parte dintr-o tradiție născută în țările din nordul Europei. În secolul al XIX-lea, în Norvegia, țapul Julbok era cel care distribua cadourilor copiilor. Micuții împleteau o capră din tulpini uscate, iar în noapte de Crăciun, animalul zbura în țara cadourilor pentru a le aduce cadouri copiilor. În zilele noastre, spiritușul julenesc e cel care le duce cadouri copiilor, acompaniat fiind de o capră. În țările Scandinave, Suedia, Danemarca, Norvegia și Islanda, sărbătorile de Crăciun încep pe 13 decembrie, ziua Sfinții Lucie, protectoare luminii și a vederii. Procesiunile sunt organizate în școli, în biserici și alte locuri, unde participanții sunt îmbrăcați în alb și țin o lumânare. Legenda Luciei dorea ca ea să poartă o coroană de luminări pe cap, care îi permitea să continue să hrănească săracii ascunși în catacombele Romei antice. În satele din Mexic, din 16 până pe 24 decembrie, se organizează posada. Mici grupuri de săteni merg din casă în casă să ceară găzduire. E felul lor de a recrea drumul lui Maria și Iosif de la Nazaret la Betlehem. În timpul acestei sărbători ne rugăm, reconstituim scenei nașterii Domnului și copiii bat piñatas. Crăciun fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit!